Exceptând cauzele anatomice, adică uh, malformații vasculare sau fistule post-traumatice, afectarea practică a vascularizației specifice zonei urogenitale, organelor genitale externe, masculine, prin, prin lovituri da? sau afectarea inervației, a nervilor care tremer și asigură sensibilitatea și în același timp mecanismul erectil. Deci, dând de o parte, astfel de situații sunt extrem de rare, cauze sunt multiple și întrepătrunse. Și le-aș pune în două categorii mari. Sunt cauze de ordin psihologic, stresul, oboseala și în același timp cercul vecios psihologic despre care vorbeam mai devreme, adică îngrijorarea care funcționează, spun pacienților timpul, ca anti-afrodisiacul perfect, îngrijorarea că s-ar putea repeta sau s-ar putea întâmpla așa ceva, asta este o parte din probleme. Și aici e foarte importantă discuția cu un Medic, specialist și eventual chiar și o consiliere psihologică, astfel încât aceste presiuni asupra psihicului foarte puternic. Da? E, e, poate fi cel mai bun adversar al nostru, dar și cel mai redutabil adversar. Și cu psihicul trebuie să lucrăm. Deci asta este o primă mare zonă de interes în abordarea acestei categorii de pacienți. Cea de-a doua categorie de probleme este reprezentată de problemele de ordin metabolic, adică lipsa de activitate fizică, de antrenament, viața sedentară, absența unui regim alimentar corect, consumul excesiv de glucide și lipide, obezitatea, repet, sedentarismul, Fumatul, care afectează exact microvascularizația, vascularizația fină, terminală, afer extrem de importantă în mecanismul erectil. Deci, tot acest, tot acest sindrom metabolic complex, din păcate, caracterizează mulți dintre pacienții secolului 21 care nu au timp să facă sport, nu țin regim, mănâncă haotic, mănâncă prost, alimente fast-food-uri, alimente ne nesănătoase până la urmă. Da? Asta înseamnă depunere de lipide, de plăci de aterom, inclusiv pe aceste vase care ne interesează pe noi foarte mult în, în contextul mecanismului erectil. Deci tot acest cer vicios trebuie întrerupt cu o consiliere corectă și cu un regim de viață sănătos. Sportul e foarte important, evitarea exceselor, excesul de alcool, evitarea tutunului, și bineînțeles mai este și o completare a acestui tablou clinic dislipidemic, pot fi afecțiuni care într-adevăr îngreunează și mai mult mecanismul erectil, cum ar fi, de exemplu, diabetul, care de asemenea afectează microvascularizația. Dar lăsăm, diabetici nu sunt toți pacienții cu disfuncție nici măcar o parte relevantă și atunci... Astea sunt cele două axe pe care trebuie să ne îndeptăm în momentul în care tratăm un astfel de caz: partea psihologică și partea metabolică.